Dan, cum a fost astăzi? A fost foarte, foarte aproape de calificare. Da, așa este, dar din păcate finalul a fost în favoarea lor. A fost un meci foarte bun din partea noastră, fanii ne-au ajutat foarte mult, au fost alături de noi tot meciul. Ne pare sincer rău că nu ne-am calificat. Acum nu avem decât să așteptăm și cu siguranță data viitoare vom profita de șansa noastră. Ce v-a spus domnul Omer la finalul meciului? A încercat să vă încurajeze? Domn profesor ne-a felicitat, a fost alături de noi, ne-a spus că a fost un meci foarte bun, dar asta este, asta e viața. Tu ești tânăr, faci parte din noua generație, mergeți la un turneu final în anii următori? Da, de ce nu? Este șansa noastră. Tot timpul vom lupta pentru un campionat mondial, un campionat european. Tot timpul vrem să aducem România într-un top cât mai bun. Austria are foarte mulți jucători din Bundesliga în echipă. Astăzi ați fost peste ei. Are România valoare de turneu final? Definitiv, clar. România are locul ei la campionatul european, la campionatul mondial. Mai trebuie să muncim acum, trebuie să mai facem încă un pas data viitoare. Mult succes! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult.